Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Vieți Schimbate. Iată-ne din nou împreună și în această seară cu această dorință de a face o călătorie spre interiorul sufletului nostru pentru a găsi acolo elementele care de multe ori ne frământă și ne dau instabilitate, acele elemente și taine ale vieții pe care nu le putem explica. Viața este plină de enigme, este plină de surprize și de cele mai multe ori nu găsim rezolvarea la ele, poate o lună, două, trei, un an, doi, trei, zece, douăzeci, poate chiar mai mult. Poate chiar închidem ochii în viața aceasta și nu găsim răspuns la tainele vieții. Cu toate acestea, în seara aceasta aș vrea să mergem spre o istorie fascinantă relatată în Sfânta Scriptură care ne poate ajuta să gestionăm aceste taine ale vieții, să gestionăm viața chiar și atunci când nu găsim explicații la ceea ce se întâmplă în ea. Pentru început aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră acea istorie a vieții lui Iacov, care după aceea a devenit Israel și care a avut parte de mult zbucium. După evenimentele acelea de biruință, după evenimentele acelea în care Iacov s-a luptat la Iaboc cu Dumnezeu, da, și a fost binecuvântat, i s-a schimbat numele în Israel, am zice că această biruință ar trebui să-i fie de ajuns pentru tot restul vieții. Însă, în viața lui Iacov au venit și alte lovituri și alte evenimente neplăcute care au făcut ca viața lui să fie mai mult amară, așa cum exclama el, așa cum spunea el și constata în fața lui Faraon. Pentru început aș vrea să vedem că după evenimentul Iaboc, Iacov se așează într-o zonă a țării Canaan, fiii săi erau foarte agitați, ca să spun așa, în ceea ce privește relațiile, erau destul de tensionați, erau fii ai mai multor mame și era normal ca tensiunile acestea să existe între ei. Însă, la un moment dat, lucrurile au escaladat atât de tare încât ceilalți frați au prins ură pe Iosif, astfel încât ura aceasta a urcat spre niște emoții atât de negative încât au ajuns să-i dorească moartea. Așa că aceste taine din viața lui Iacov și a familiei sale s-ar putea ca în anumite aspecte ale vieții noastre să găsim niște similitudini, să găsim niște elemente comune și să vedem că lucrurile nu se rezolvă când vrem noi, cum vrem noi, lucrurile nu pot fi înțelese când vrem noi. Trebuie să treacă timpul, trebuie să se desfășoare anumiți ani din viața noastră pentru ca măcar puțin din tainele și din surprizele acestea ale vieții să poată fi descifrate. În Cartea Genezei, la capitolul 37, este acea pericopă intitulată Iosif vândut de frații săi. Și aș vrea să înțelegem background-ul sau acel fond al acțiunii, al narațiunii. De fapt, până la urmă, lucrurile neînțelese ale vieții, lucrurile pentru care nu suntem vinovați absolut de loc, zicem noi, pot fi înțelese după mai mulți ani de viață. Aici, Iosif apare ca acel fiu răsfățat care stă lângă tata, primește toate de-a gata, primește în plus decât ceilalți și atenție și afecțiune și ca un semn distinctiv tatăl i-a făcut o haină pestriță, o haină deosebită ca să vadă oarecum ceilalți că este fiul său preferat, este fiul său iubit pe care îl ținea lângă sine și din care făcuse oarecum un mic Dumnezeu. Toate erau bune și frumoase, Iosif asculta ce spuneau
frații săi vorbele lor rele și venea și taca-taca, imediat îi spunea tatălui său: tată, uite ce a zis Zabulon, uite ce a zis Neftale, uite ce a zis Dan, uite ce a zis Iuda, uite ce a zis Isahar și așa mai departe. Și vă dați seama că lucrurile acestea și comportamentul acesta l-a făcut urât în fața fraților săi. Chiar spune Sfânta Scriptură, versetele 2 și 3, sfârșitul versetul 2 și versetul 3. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Da, observați că părtinirea între copii este foarte periculoasă și poate genera surprize din partea copiilor. Dar revenind la firul acesta al ideilor pe care am început, putem observa că viața lui Iosif trece brusc de la bine la dramatic. Trece brusc din zona aceea a unui fiu răsfățat într-o zonă dramatică în care el este vândut ca sclav și dus într-o țară îndepărtată. Tatăl său n-a știut ani buni de zile ce s-a întâmplat cu fiul său. Bineînțeles că minciuna a fost țesută foarte bine, toți s-au înțeles să mintă la unison și să spună: fiul tău a fost sfâșiat de o fiară. Au luat haina, au rupt-o în bucăți, au înmuiat-o în sângele unui ied și au zis: uite, acum asta este haina fiului tău. Și vă dați seama că din momentul acela viața lui Iacov s-a schimbat din nou într-un mod dramatic. Dar, bineînțeles, și viața lui Iosif. Poate că în viața ta este pace și liniște acum. Te bucuri de sănătate, te bucuri de prosperitate, copiii sunt bine, dacă îi ai, dacă nu îi ai, iarăși poate te bucuri de o perioadă în care ai timp mai mult pentru tine însuți și pentru familia ta. Dacă ești singur, la fel, te poți bucura de multe lucruri. Însă, toată această bunăstare, toată această stare de liniște și de pace și de bucurie și de prosperitate poate să fie spulberată instant. Nu știi niciodată cum se poate spulbera visul tău. Nu știi niciodată cum se poate schimba viața ta în mod dramatic. Și de la o fericire și o stabilitate de care te bucurai până acum, să ajungi în culmea disperării și în zona tragicului, a dramaticului. Așa s-a întâmplat în viața lui Iosif. Din răsfățatul tatei, care era cel mai iubit fiu și căruia îi se făceau toate mofturile, a ajuns să fie vândut ca sclav. Iacov, din tatăl fericit, care avea un copil pe care îl iubea lângă el și ceilalți care îi slujeau, ajunge deodată să guste drama despărțirii fără să știe că fiul acela al său trăiește, fără să știe unde este. El a știut că este mort și dintr-o dată totul se spulberă. Familia devine bezmetică, devine foarte dezorganizată, Iacov nu mai vrea să audă nimic, nu mai vrea să știe nimic, nici de Dumnezeu, nici nimic, totul păstra în sufletul lui această durere, această dramă pe care o trăia. Și Iosif, răsfățatul tatălui, ajunge deodată sclav în Egipt. Te-ai gândit vreodată că viața ta s-ar putea schimba în mod dramatic? Te-ai gândit vreodată că toată această fericirea ta, de care te bucuri acum, s-ar putea să se transforme în
ceva neașteptat. Bineînțeles că nu vreau să vă pun acum să vă creați tot felul de scenarii lugubre în minte și să deveniți niște posași, niște anxioși, niște depresivi. Departe de mine gândul acesta. Însă, în viață trebuie să fim pregătiți pentru orice. Pentru că viața are tainele ei, are surprizele ei, are elementele ei imprevizibile. În relatarea biblică, Iosif a fost pedepsit cu ura frățească, care a clocotit acolo ani de zile, ani de zile. S-a adunat ură, s-a adunat frustrare, s-a adunat acele resentimente și când au izbucnit, când au avut ocazia să fie date pe față, nu-ți vine să crezi ce au putut să facă frații. De aceea, de multe ori este inexplicabil, inclusiv modul în care te tratează cei apropiați, frații sau surorile sau tata sau mama sau cei care îți sunt aproape și zici că sunt ai tăi. Nu uitați că inclusiv Iisus Hristos a fost persecutat și a fost urât de frații săi, ziceau și ai și din minți. Iosif a fost trimis în robie de frații săi. Și este cu totul și cu totul inexplicabil și ai zice, de ce frații să-l vândă pe fratele lor care este carne din carnea lor și os din oasele lor? Nici Iosif n-a putut să descifreze taina aceasta mult timp. De fapt, înainte de a fi vândut ca sclav, spune Scriptura că Iosif a visat două vise. Unul în care era la legatul snopilor, în mijlocul câmpului, și snopul lui Iosif s-a ridicat și stat în picioare, iar snopii celorlalți l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și apoi a mai visat un vis că soarele, luna și 11 stele au venit și s-au plecat înaintea lui. La un moment dat chiar și tatăl a fost iritat și a zis, doar nu o să domnești tu peste noi. Iar frații săi au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Și tatăl, după ce a istorisit al doilea vis cu soarele, luna și 11 stele, l-a mustrat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea, le-a ținut minte, dar nu le-a înțeles. N-a înțeles nici Iosif visul. Visul a fost înțeles peste ani și ani. Se întâmplă de multe ori, dragii mei, să știm ceva adevărat, dar să nu înțelegem rostul celor pe care le știm. A, dăm și noi cu dogme, cu doctrine, cu Scriptura, recităm versuri din Scriptură, pasaje, capitole, dar nu le înțelegem. Și mergem să îi persecutăm cu alții, pe alții cu adevărul nostru, în spiritul nostru. Așa cum era și Iosif. El știa ceva pentru că i-a descoperit Dumnezeu și știa o anumită realitate care urma să se întâmple în curând, dar interpretarea sau mai bine zis motivația care era în spatele interpretării sale era greșită. La momentul respectiv, Iosif stătea și visa romantic. Oh, ce frumos, frații mei vor veni să se închine înaintea mea. Și eu, ca un mic șef, o să le spun, tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Chiar mama și tata. Care mama? De unde? Foarte interesant, nu? Mama lui era Rahela, care era moartă. Și în visul acesta se spunea ceva și despre o speranță care trece de viața aceasta. Visul n-a fost înțeles decât târziu peste ani. La momentul în care l-a visat, acele două vise, de fapt, Iosif a înțeles că el va fi un mic Dumnezeu în familia lui. Și asta era interpretarea. Deși, într-o oarecare măsură,
Lucrurile mergeau în direcția respectivă. Iosif n-a înțeles atunci care era menirea sa, care era misiunea sa, care era scopul acelor vise. A ajuns în Egipt. Subit, viața sa s-a schimbat. Și gândiți-vă că din răsfățatul tatălui, Iosif a ajuns rob. Rob, da, nu orice fel de rob. A ajuns în casa, dacă ar fi să folosim un echivalent, șefului SRI. Pentru că era căpetenia străjerilor. Vă dați seama că ăsta știa tot ce zboară și ce mișcă în imperiu. Toate informațiile erau la el. Trebuia să știe cum să apere imperiul, să știe tot ce se întâmplă, să-l apere pe faraon, era maestru în contraspionaj, știa tot. Și Iosif a ajuns rob în casa lui Potifar. Momentul acesta de șoc a adus o trezire în viața lui Iosif. Așa cum greutățile, dragii mei, ajung să ne maturizeze. De multe ori trăim într-un romantism din ăsta și într-o visare, într-o utopie a minții și credem că toate lucrurile ne se cuvin, că e normal să avem belșug, e normal să fim liberi, e normal să avem pace, e normal să avem mâncare, e normal, totul e normal. Până în momentul în care ajungi să pierzi acele lucruri și să-ți dai seama că de fapt nu este chiar așa de normal și de firesc. Gândiți-vă ce șoc a simțit Iosif. Însă aceste greutăți prin care a trecut n-au făcut altceva decât să-l maturizeze și să-l transforme din acel răsfățat al tatălui într-un om care poate să facă lucruri mari, într-un bărbat adevărat care nu se tot plânge, care nu este nemulțumit, care nu este capricios. Ajuns în casa lui Potifar, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egiptean. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Omul ăsta era foarte versat în a-i citi pe oameni. Și sunt, într-adevăr, oameni, îi apreciez din toată inima pe oamenii aceștia care s-au uitat la tine și te-a scanat de sus până jos. Știe imediat cam cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, dacă ești autentic, dacă ești vopsit, dacă ești mincinos, dacă joci teatru, dacă ești fățarnic, imediat știu tot despre tine. Pentru că oamenii aceștia s-au deprins să observe oamenii, personalitatea lor, viața lor, mimica, fizionomia și felul lor de a fi. Și pe ăștia nu-i duci cu preșul. Da, să zici tu că ești nu știu cine, nu. Imediat s-a uitat la tine și știe dacă ești autentic sau dacă ești vopsit. Și Potifar era unul dintre oamenii aceștia. A văzut că Domnul este cu el. A văzut că nu este doar un pios religios din ăsta care își face de 7 ori rugăciunea într-un mod mecanic și s-a sclerozat cu religia. Nu! Omul ăsta credea că tot ceea ce face Dumnezeu se întâmplă în viața lui. Religia practică se vedea în viața lui Iosif. Credința lui se vedea în ceea ce face. E destulă vorbărie peste tot și sunt foarte mulți care fac atacați cu religia, cu credința lor, că e de un fel sau de altul, dar nu contează, dragii mei. În primul rând contează produsul finit. Și dacă produsul finit este chinezărie și este ceva de proastă calitate, oricare ar fi religia respectivă, nu contează în viața omului respectiv. Orice ai fi, de orice culoare religioasă, dacă viața ta este un rebut, este un deșeu, este un gunoi, n-are rost să mai faci caz de religia ta și de credința ta și de ce faci tu și de... No.
În cazul lui Iosif, s-a văzut foarte clar că Dumnezeu lucrează în viața lui. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. E foarte important ca oamenii să vadă că Dumnezeu este cu tine, nu doar să audă. Eu mă duc la biserică, mă duc la slujbă, e sărbătoare, nu știu ce. Da, foarte bine. Dar cu ce schimbă asta viața ta? Te face mai bun? Te face mai competent? Te face mai motivat în ceea ce faci, în ceea ce întreprinzi? Dacă nu, te duci degeaba. Potifar a văzut că Domnul era cu el. Iosif a căpătat trecere, mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Vă dați seama ce nivel de încredere i-a acordat Potifar lui Iosif? Este extraordinar. Căpetenia străjerilor, șeful gărzilor, să spună: uite, las toată casa mea pe mâna tânărului acestuia. Este grozav. Și bineînțeles, toate au mers bine, toate au mers frumos, până când a apărut un incident. Doamna Potifar și-a aruncat ochii și a zis: stai mai tânăr decât bărbatul meu, arată mai bine, mai chipeș, mai zdravă. Aș avea și eu nevoie de o aventură, că e cam plictisitoare viața asta aici la curtea regală. Aceiași curteni cu fețe acre, aceiași amanți, aceleași sărbători plictisitoare, parcă aș avea nevoie de ceva mai picant. Și bineînțeles că atunci când o duci prea bine, dracu îți dă de lucru, știți? Și de regulă, cei care se duc în zona aceasta a destrăbălării sunt oameni care nu mai știu de bine. Pentru că în momentul când viața te lovește, ești bolnav sau ai greutăți, ai probleme, nu te mai gândești la nebunii. Însă în momentul în care mintea visează și are timp să clocească tot felul de vise din astea romantice, pentru că o duci prea bine, atunci te apuci de prostii. Și așa era și domnița asta. Și-a făcut unghiile, și-a făcut toate toaletele posibile și imposibile, avea haine la discreție, era cam plictisitor și avea nevoie de ceva nou. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după câteva vreme, versetul 7 din capitolul 39, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine, hai, te rog, nu să știe nimeni, o să știm doar noi doi, o să avem niște aventuri romantice pe aici, baldachin, pat din ăla cu mătase, cu cele mai fine stofe și cu parfumuri și punem lumânări și punem tot felul de plante aromatice pe aici, numai regii mai sunt ca noi. Cam așa se întâmplă atunci când cel rău vrea să te ispitească, să mergi în zona aceasta a infidelității și întotdeauna parcă în partea cealaltă lucrurile sunt mai interesante decât acolo unde îți e locul. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteala de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Este foarte tentant atunci când ajungi într-o anumită poziție să-ți pierzi mințile și să crezi că totul ți se cuvine și să trădezi încrederea acelora care ți-au oferit încredere. Însă, dragii mei, nu uitați că totul mai devreme sau mai târziu se descoperă. Și nu uitați că totul se plătește mai devreme sau mai târziu. Asta să fiți conștienți. Și dacă, să zicem, nu se află, întotdeauna vei purta în suflet anumite poveri pe care o să le gestionezi cu greu, pentru că ele rămân în conștiință. Bineînțeles că
N-a mai răbdat domnița, stătea și visa tot timpul la tot felul de lucruri, își făcea tot felul de scenarii în minte. Și într-o zi l-a apucat de haină și a zis, dacă nu te culci acum cu mine, gata, nu se poate. Și ăsta a lăsat haina și a fugit. Bineînțeles că a fost trădată în orgoliu ei și domnița a început să țipe în gura mare. Vai, săriți! Evreul ăsta a vrut să profite de mine, să-și bată joc de mine, că așa se întâmplă, știți? Și Potifar, care știa ce poamă are la casă, că dacă nu știa, l-ar fi scurtat de un cap imediat pe Iosif. A trebuit să salveze onoarea familiei. Da, știți cum mai e și cu aparențele acestea și cu grupurile aparențelor. Încercăm să cosmetizăm, dar acolo e putre tot, e gangrenă, e cancer în familie, în relație, da? Cosmetizăm aparențele. De ce? Pentru că acel capital de imagine pe care ți-l oferă familia îți oferă o anumită stare și o anumită poziție, o anumită încredere în societate. Și de asta oamenii luptă cu dinții să păstreze aparența că au o familie, că sunt niște familii și fericiți, că sunt în biserică și sunt niște... sunt niște membri pioși în biserică, ce slujesc biserica și au acolo tot felul de apanaje pe care le stăpânesc. Ei sunt oameni de încredere. Ei sunt oameni care slujesc, ei sunt oameni cinstiți, ei sunt oameni loiali, ei sunt oameni sfinți, ei sunt oameni care slujesc. Și toate aceste lucruri nu fac altceva decât să întrețină o imagine falsă, o imagine care n-are de face cu realitatea. Și în momentul în care această bulă care seamănă cu un balon de săpun este spartă, oamenii sunt disperați și caută tot felul de metode și tot felul de tertipuri ca să țină cu dinții de acea imagine falsă. De acea imagine care le vorbește despre ceea ce nu sunt. Și cum să rezolve Potifar problema aceasta? Foarte bine. Mă duc, îl arunc pe Iosif în temniță. Chiar dacă era nevinovat, Iosif a trebuit să plătească pentru acea izbucnire de sentimentalism a doamnei Potifar și a trebuit să salveze onoarea familiei lui Potifar, executând mai mulți ani de temniță. Așa că în toate aceste lucruri putem vedea că Iosif a fost nevinovat și a rămas integru. A rămas integru slujindu-i lui Potifar, a rămas integru atunci când soția lui l-a ispitit ca să aibă o aventură cu ea. Și pentru asta a ajuns în temniță. O enigmă pentru Iosif era faptul că a ajuns în Egipt ca sclav. Lucrurile începuseră să meargă bine și deodată vine o altă problemă în viața lui în care ajunge în temniță mai rău. Și mă gândesc că și-a pus tot felul de întrebări Iosif. Doamne, de ce oare ai îngăduit ca eu să ajung sclav în Egipt? De ce, Doamne, ai îngăduit ca viața mea să ia o asemenea întorsătură? Pe cealaltă parte, tatăl său se întreba, de ce, Doamne, s-a întâmplat ca fiul meu să fie omorât? Pentru că el așa știa. Și nimeni n-avea descifrarea acestor taine. A ajuns în temniță. După câteva vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu că a căpătat trecere și în temniță. Știți, când ești om al lui Dumnezeu, oriunde ai ajunge, începi să ai trecere, pentru că peste tot oamenii au nevoie de oameni de treabă. Oameni muncitori, oameni serioși, oameni de cuvânt, oameni de caracter și peste tot se caută lucrul acesta, inclusiv în temniță.
Și mai marele temniței, care știa imediat care este profilul infractorului sau al omului vinovat, și-a dat seama că nu este vorba de nimic adevărat acolo în condamnarea lui Iosif. Și l-a pus și n-avea altceva de lucru decât să mănânce, să bea. Las că are grijă evreul ăsta de toți întemnițații. Am timp să stau, am timp să joc zaruri cu prietenii mei, am timp să beau, am timp să mănânc, am timp să-mi fac lucrurile mele, pentru că am un om de încredere. Și așa s-a întâmplat. Și după câteva vreme, paharnicul și pitarul au visat fiecare câte un vis. Și spune Sfânta Scriptură că fiecare dintre ei erau foarte îngrijorați. Au venit la Iosif și Iosif i-a întrebat, dar de ce aveți fețele atât de triste? Ce s-a întâmplat cu voi? De ce sunteți așa de amărâți? Și au istorisit fiecare visul. Paharnicul i-a spus, uite, tu după 3 zile vei fi pus din nou în slujba împăratului, iar tu vei fi omorât după 3 zile. Și lucrurile s-au întâmplat exact așa. Au mai trecut încă 2 ani de zile, pentru că paharnicul a uitat de prietenul său care l-a scos de la greu și a istorisit taina. Și după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că a trebuit să petreacă încă 2 ani în închisoare. După care Dumnezeu i-a dat un vis lui Faraon, care a început să miște lucrurile atât în viața lui Iosif, cât și în viața imperiului, cât și în viața familiei lui. După ani de zile de suferință, de întrebări, de nelămuriri, de taine nedeșifrate, în sfârșit visul acesta pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Faraon l-a scos pe Iosif din închisoare. Și după ani de suferință, după ani de pedeapsă pe nedrept, după ani de întrebări dramatice, viața lui Iosif începe să capete sens și lucrurile încep să se clarifice. Poate că și tu ai avut ani de suferință, ai avut ani de frământări, ani de poveri, în care n-ai găsit niciun rost și ai zis, Doamne, de ce se întâmpla lucrurile acestea? De ce nu am prosperitate? De ce trebuie să sufăr atât de mult? De ce trebuie să fiu tratat pe nedrept în felul acesta? Că Iosif, în afară de intrigile alea pe care le băga între frați, hai să fim serioși, nu era vinovat într-o asemenea măsură să fie vândut ca sclav, să ajungă în situații de temniță, de deținut, nici vorbă de așa ceva, dar viața te aduce în situații nedrepte și nu vezi rostul lor. A fost scos din temniță, a tâlcuit visul lui Faraon, sau mai bine zis visurile lui Faraon, care însemnau că în scurt timp, peste 5 ani, sau mai bine zis peste 7 ani, vor veni 7 ani de foamete care vor arunca imperiul într-o criză inimaginabilă. 7 ani de belșug, după care vor urma 7 ani de foamete. Și după ce a ascultat ce a spus, Faraon a zis slujitorilor săi, fiți atenți, Iosif ieșise din temniță, era un sclav evreu. N-avea pile, n-avea relații, n-avea nimic, n-avea grade, n-avea nimic. Și după mărturia aceasta, Faraon a spus așa, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Wow! Să spună un împărat despre tine, unde mai putea să găsești un om care are în el Duhul lui Dumnezeu, nu care are înțelepciune, nu care este deștept, nu care are facultăți, nu care este capabil, ci care are în el Duhul lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori alergăm după distincțiile lumii acestea care sunt bune, dar fugim de călăuzirea Duhului Sfânt ca de ce nu-ți trebuie. Și oamenii văd poate aceste lucruri, dacă le văd, competență, inteligență, școli, doctorate, dar numai Duhul lui Dumnezeu în viața noastră nu-l văd. Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca
tine. Wow! Să fie Iosif cel mai înțelept din toată țara Egiptului. Păi ăia aveau înțelepți. Vă dați seama, egiptenii știau matematică, știau astronomie, știau toate științele. Erau foarte înțelepți. Și cu toate acestea, înțelepciunea lui Iosif se deosebea. Și momentul următor, Iosif a fost înălțat mai presus de toți slujitorii lui Faraon, doar Faraon era deasupra lui. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale, numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Deci este grozav ce s-a întâmplat în viața lui Iosif. Și acum încep să prindă contur și să prindă explicație acele taine care erau de nedeșifrat în viața lui Iosif. Și acum abia încep să se vadă acele vise pe care le-a visat el. Intră în scenă și frații lui, a venit foamea, după cei 7 ani de belșug în care Iosif a strâns provizii, a depozitat totul în cetăți, a venit foamea. Și când a venit foamea, din toate țările vecine au venit să cumpere grâu și egiptenii și tot, și implicit familia lui. Și de mai multe ori, de 3 ori, dacă nu mă înșel, frații lui au venit și s-au plecat în genunchi în fața lui. Însă Iosif a știut acum cum să dea interpretarea acelor vise. Că de fapt ele nu erau pentru înălțarea euului său, ci erau o înștiințare că în viitor Iosif avea să devină stânca lui Israel. Frații lui Iosif au venit, spune capitolul 42, și s-au plecat cu fața la pământ înaintea lui. Bineînțeles că, spune versetul 9, Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, bineînțeles că nu i-a luat prima dată cu bine ați venit, i-a făcut un pic să simtă din durerea și amărăciunea pe care a simțit-o el, dar nu a făcut lucrul ăsta dintr-o răutate și dintr-un resentiment, ci a vrut să-i facă să simtă durerea pe care a simțit-o el în toți acești ani, în care n-a înțeles de ce lucrurile respective s-au întâmplat în viața lui. Frații lui Iosif s-au plecat în fața lui și prima dată s-a purtat aspru cu ei, i-a trimis acasă să aducă și pe celălalt frate al lor, pe Beniamin, i-a întrebat de tata, dar a ținut în el durerea aceea, pentru că voia să-l vadă și pe tatăl său și pe fratele său, Beniamin. Și când au ajuns acasă, i-au istorisit. Iacov știa, știți că Scriptura menționează că Iacov a ținut minte lucrurile acestea. Dar n-a făcut decât să-l îndurereze și mai tare. Acum nu mai era nici Simeon, fratele lor, pentru că l-a reținut Iosif în Egipt și lucrurile deveneau mai dramatice și Iacov nu mai pricepea nimic. Când a venit din nou vremea să meargă să cumpere provizii, Iacov le-a spus, mergeți, cumpărați grâu. Dar a spus, nu putem să mergem fără fratele nostru, Beniamin. Dar voi mă lipsiți de copii. Și Iuda, cel care îl vânduse, vânzătorul, se transformă în apărător. Și spunea cineva, un cercetător, că această pledoarie a lui Iuda, atât în fața tatălui, cât și în fața lui Iosif, sunt cele mai frumoase elemente din capodoperele operelor antice. Dramatismul care este acolo în ele și durerea pe care o exprimă cineva în apărarea
cuiva. Dă-mi copilul, ai să-l iei din mâna mea. Și dacă nu o să ți-l aduc înapoi, vinovat să fiu înaintea ta pentru toată viața mea. Atunci era momentul în care rana s-a deschis din nou și Iuda și-a adus aminte de momentul vânzării și durea atât de tare. Sunt răni, dragii mei, care sunt cicatrizate, dar nu sunt vindecate și dor ani de zile și vine momentul confruntării cu realitatea și este foarte dureros după ani de zile, după ce ai purtat povara aceea, să fii confruntat cu realitatea. Când tainele vieții încep să se descopere, este foarte dureros. Dar poate fi în același timp și vindecător, așa cum s-a dovedit în cazul familiei lui Iosif și a lui Iacov. Au mers înapoi în Egipt, bineînțeles că Iosif i-a făcut să treacă din nou prin emoții foarte mari, s-au plecat înaintea lui, i-a băgat în închisoare, însă în inima lui mocnea un foc și o durere extraordinar. După ce Iuda mijlocește pentru frații săi, spune cuvântul că Iosif nu s-a mai putut stăpâni și a început să plângă și să li se descopere și vorbește aici despre spaima fraților lui Iosif când li s-a descoperit. Zice, nu, ăsta acum ne aducem aminte și noi de visele acele ale lui. Ăsta acum are puterea să ne omoare, să ne execute. Și este foarte simplu, dragii mei, în momentul în care ai puterea să te răzbuni. Însă este o dovadă de tărie când ai puterea să te răzbuni și să ierți, să rămâi nobil. Abia acum a început să înțeleagă Iosif rostul celor visate în urmă cu ani de zile. Că de fapt Dumnezeu l-a pus să devină păstor, să devină izbăvitor, să devină stânca lui Israel. Au mers acasă foarte entuziasmați și au spus, Iosif, fiul tău trăiește! Duceți-vă mă de aici cu poveștile astea. Spune cuvântul că inima lui a rămas ca de piatră. Versetul 27 din capitolul 45. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l aducă, duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat. Și a început să creadă. Când a văzut gărzile, când a văzut carele, când a văzut darurile bogate pe care le-a adus, mă, să știi că parcă mi-aduc aminte de acele vise pe care le-am visat de mult. Și din nou Iacov învie în sufletul lui și merge să-l vadă pe fiul său. Lucrurile încep să se pună ca într-un puzzle în ordine și să capete sens. După ani de zile de despărțire, după ani de zile de frământări, de întrebări, atât în viața lui Iosif, cât și în viața lui Iacov și a fraților săi, lucrurile încep să se așeze și să capete sens. Și în capitolul 47, în capitolul 49, unde Iacov dă câte o binecuvântare fiecăruia dintre fiii săi înainte de a muri, spune cuvântul că despre Iosif a spus următoarele. Versetul 22, capitolul 49, Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor, ramurile lui se înalță deasupra zidului, arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor, dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Dragii mei, cuvintele acestea sunt extraordinare și dezleagă toată această taină a vieții lui Iosif și poate și tainele din viața ta. Nu știi ce scop are Dumnezeu cu tine, mulți ani, vin dureri, vin nedreptăți, vin lucruri inexplicabile în viața ta, nu le găsești sensul, nu le găsești nicio explicație
Și cu toate astea, peste ani de zile, când te uiți în urmă, toate încep să se așeze și să-ți dai seama că de fapt Dumnezeu a vrut să fii mai puternic, că de fapt Dumnezeu a vrut să fii un om care luptă pentru ceva nobil. Ce s-ar fi întâmplat cu Iosif dacă ar fi rămas acasă? Ar fi fost un smiorcăit, ar fi fost un plângăcios, un alintat al lui tătuca. În orice moment când găsea ceva de bârfit, tatei, uite ce a făcut cu tare, uite ce a făcut cu tare. Și Dumnezeu a zis, vreau să fac din tine un bărbat al credinței, vreau să fac din tine un izbăvitor. Știți cui mai spune Dumnezeu stânca și păstorul? Sunt simboluri mesianice, sunt simboluri care se referă strict la Iisus Hristos. Și prin suferință, prin durere, prin muncă grea, prin încercări, Iosif se transformă dintr-un răsfățat al soartei într-un bărbat al credinței care și-a salvat familia de la moarte și care a salvat un întreg imperiu de la înfometare. Este extraordinar! Ce diferență! Tainele vieții, dragii mei, nu se deslușesc imediat. Și viața este plină de lucruri inexplicabile, de lucruri care se întâmplă subit, de drame, de tragedii pe care nu le înțelegem. Însă va veni un moment în viața aceasta sau în viața cealaltă când toate vor căpăta sens, când toate lucrurile și toate tainele vor fi înțelese pentru totdeauna. Viața este plină de taine, însă, dacă ai răbdare, vei ajunge să le înțelegi. Și dacă nu le vei înțelege, tot ce te lovește și toate încercările din viața ta nu fac altceva decât să te facă mai puternic.